Un bărbat dintr-o Beta Turnul Severin a intrat cu mașina pe trotuar și a fost la un pas să omoare mai mulți oameni care stăteau pe o bancă în fața unui bloc. Șoferul a fugit de la locul accidentului, dar acum s-a ales cu dosar penal. Se permite o întrebare? Ce s-a întâmplat? Dumneavoastră ați lovit... Cum ați lovit fetele? Ați băut ceva? Aveți permis de conducere? De ce ați fugit de la locul accidentului? Accidentul s-a produs pe o stradă de la marginea orașului Drobeta Turnul Severin. Două tineri au fost lovite după ce un teribilist a pierdut controlul volanului și s-a urcat cu mașina pe trotuar. Alte două bătrâne, dar și o mamă cu un copil se aflau la fața locului. El a venit cu mașina și dă-te direct să nu omoare. Alergă după cineva sau... Nu știu după cine o fi alergat, nu știu, de alergat nu știu nimic, mă speriai. Sor mi-a tragea de mine, haide, intrat în scară, eu nu mai puteam să pun pișorul pe scară, mi-era frică că să mă omoară tot. Bă, nu mai tău la o bancă dincolo, toată viața mea, cum mă ori n-avit. Da, a venit așa din Senin, din Senin dincolo. Șoferul a fugit după accident și nu și-a recunoscut fapta nici după ce a fost prins de polițiști. Din cercetările efectuate rezultă faptul că un autoturism a părăsit partea carosabilă, a lovit doi pietoni, după care și-a continuat deplasarea, întorcându-se ulterior la fața locului. Bărbatul se va alege cu dosar penal.